Bună ziua, bine v-am găsit. Începem conferința de presă la Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă Roma cu câteva date operative privind șomajul înregistrat la 1 septembrie. Pe total județ avem 9.441 de șomeri înregistrați, din care 4.016 femei, șomeri indemnizați 1.545, din care femei 869, șomeri neindemnizați 7.896, din care femei 3.147. Rata șomajului este de 5,18%. Comparativ cu acum un an, în august 2017, când era 4,83%, și cu iulie 2018, când era 5,19%, șomajul este oarecum la același nivel. Vreau să precizez că sunt două influențe asupra șomajului. Odată avem o scădere generală a șomajului provenit din câmpul muncii pe fondul locurilor de muncă vacante, care sunt în număr foarte mare în județ, și în același timp și o influență crescătoare, ținând cont că s-au înregistrat în evidență o parte din absolvenții din acest an de învățământ, și de asemenea sunt eforturi pe care noi le depunem printr-un proiect european de a înregistra tinerii până în 25 de ani, tinerii niți, cum se numesc, care nu erau înregistrați în evidențele publice. Pe zona Roman, avem în municipiul Roman un număr înregistrat de 553 de șomeri, din care 299 de femei, șomeri indemnizați 243 și neindemnizați 310, o pondere a șomajului în populația de 18-62 de ani de 1,13%. Pe total zonă sunt 3.556 de șomeri, din care femei 1.473, șomeri indemnizați numai 515 și șomeri neindemnizați 3.041. Ponderea este pe total zonă de 2,87%, cu anumite comune cu rata mai mare, de exemplu Boghicea 14,99%, Oniceni 15,95% sau Văleni 18,24%. La polul opus avem, de exemplu, la Ghereești numai 0,4% șomajul. Vreau să precizez, cel puțin în domeniul șomajului neindemnizat, unde avem, cum se vede, cei mai mulți șomeri, 3.041 din 3.556, că noi am început anumite inițiative, de exemplu, în zona Târgu Neamț, am făcut o bursă a locurilor de muncă pentru persoane defavorizate, în special populație romă. Au participat peste 200 de persoane, am avut 40 de locuri de muncă vacante și am avut și câteva angajări în domenii care se pretează pentru această categorie, de exemplu, în salubritate, în construcții sau în confecții. De asemenea, multe persoane am reușit să ne înscriem la un curs de calificare în zona Târgu Neamț. Aici vreau să precizez că astfel de burse punctuale putem face în colaborare cu primăriile unde sunt mai multe persoane, de exemplu, înscrise la ajutor social sau persoane de etnie romă. Deci avem toată disponibilitatea să facem și în zona Roman, ținând cont că avem oferte de forță de muncă, deci putem să facem bursă. Deci și sunt locuri de muncă și pentru persoanele necalificate, astfel încât să activăm cât mai mult din populații care sunt în evidențele noastre. Dincolo de aceste cifre, cum am amintit anterior, situația locurilor de muncă vacante, pe cum ați văzut, pe total județ, toată vara cifrele au oscilat undeva la 1000 de locuri de muncă vacante, de sume foarte mari care nu s-au mai întâlnit în județ până acum. Cel mai mult, să zic, în alți ani, vârfurile erau undeva la 700-600, deci acum am avut peste 1000. În momentul de față sunt 858 de locuri de muncă vacante în tot județul, mai multe sunt la Piatra Neamț, 551, în zona Roman. A mai scăzut oferta pentru că și s-au rezolvat cazuri, dar au fost săptămâni în care la Roman erau cele mai multe locuri de muncă vacante. Acum avem undeva la 186 de locuri de muncă vacante, în industrie sunt 106 de locuri de muncă vacante, de la ambalatori, confecționeri, lăcătuși mecanic, operatori confecționeri de îmbrăcăminte, operatori linii automate, strungari, sudori, vânzători.
Apoi, în construcții și agricultură încă se menține activitatea la un nivel destul de ridicat, sunt 57 de locuri de muncă vacante. Și aici avem fierari, betoniști, electricieni, dulgheri, îngrijitori de animale, izolatori, sudori, tractoriști, zidari, muncitori necalificați, destul de mulți. De asemenea, în servicii, comerț, sunt 23 de locuri de muncă vacante, lucrători comerciali, barmani, agenți de securitate, recepționeri hotel, șoferi, vânzători și așa mai departe. Pentru a satisface oferta de locuri de muncă vacante, în continuare desfășurăm activitatea de formare profesională, care este un serviciu acordat gratuit pentru cei înregistrați în căutarea unui loc de muncă. Și în zona Roman, de exemplu, acum mai avem în derulare un curs de contabil și deschidem în perioada chiar imediat următoare, chiar acum sunt două serii de curs în faza de deschidere și sunt șomerii la sălile de curs, lucrători în structuri pentru construcții, ospătar, agent de securitate în colaborare cu Centrul Regional de Formare Cluj, un lucrător în comerț și o să mai deschidem și la Piatra, un ospătar și la Târgu Neamț, un confecționer textile. Deci persoanele interesate încă se pot înscrie la cursurile noastre. Tot ca activitate operativă, în luna octombrie, pe data de 19, vom organiza bursa de locurilor de muncă pentru absolvenți, dar vom putea primi și alte persoane interesate. Nu am stabilit încă toate detaliile organizatorii, ci noi până acum am organizat la cantina restaurant de lângă liceul de informatică. Dacă nu sunt schimbări, probabil că tot acolo vom organiza și acum bursa locurilor de muncă pe 19 octombrie. Deci, pe această cale invităm toate persoanele și agenții economici interesați să participe. Cum v-am spus când am discutat de rata șomajului, o activitate importantă a fost cea de a înscrie, înregistra absolvenții în evidențiile noastre, ținând cont, de exemplu, pe total județ avem cifrele din 3773 de absolvenți de liceu, au luat bacul în prima sesiune 2362 și în cea din septembrie 305, deci sunt 1106 absolvenți care deci nu au luat bacul și care teoretic ar trebui să înregistreze la șomaj, din care numai o parte s-au înregistrat până acum. Cei care au fost și la a doua sesiune au din nou acel termen de 60 de zile. Cei care nu au mai venit au expirat termenul. Bineînțeles, ei se pot înregistra, toate persoanele se pot înregistra, nu mai primesc acea sumă de bani dacă au expirat cele 60 de zile. În schimb, dacă se înregistrează, pot deveni beneficiari acelorlalte măsuri active la noi, acele primii care le acordăm, stimulente pentru angajare sau care le acordăm la agenții economici care angajează persoane din categoria tinerilor până în 25 de ani. Pentru zona Roman s-au înregistrat până în perioada 25-31-8 363 de absolvenți, din care au solicitat, au revenit după aceea pentru a primi și indemnizația de șomaj 258. Comparativ cu 2017, la aceeași dată, numai 97 de absolvenți solicitaseră indemnizația de șomaj, deci cumva activitățile care le-am avut noi de promovare au dat oarecum rezultate. Cifrele sunt mai mari, oricum mai avem până la acea mii de absolvenți care n-au luat bacul și care teoretic mulți ar trebui să înregistreze. Vom vedea și în perioada următoare, mai ales că avem acel proiect european, care până acum l-am desfășurat cu forțele proprii. Am făcut concursurile de angajare acum până la începutul lunii, dar n-au intrat efectiv încă persoanele respective în pâine, cum s-ar spune, imediat în perioada următoare și vom începe pe acea acțiune door-to-door, astfel încât vom merge din casă în casă la toți tinerii până în 25 de ani, pentru că noi avem evidența lor administrativă, unde stau, și vom identifica ca la un recensământ, casă cu casă, ci cu ei, îi vom convinge să vină sau vom vedea că e plecat, că totuși are un job la negru sau ceva, vom încerca să-l convingem să intre în zona de evidență oficială, deci cu situația lui. Ca statistică, pe nivel de studii, din cei absolvenți înregistrați, sunt de învățământ profesional 31, de liceu 305, post-licean 4, universitar 23, din urban 139, din rural 224, pe sexe 226 de femei și
147 de băieți. Deci fetele sunt mai harnici la înscris, să spunem așa. Sigur, am mai multe cifre operative pentru zona roman. De exemplu, în 2018 până acum s-au acordat 70 de prime pentru completarea veniturilor salariare pentru șomerii care se angajează înainte de termen și primesc acei 30%, 70 de beneficiari. Pentru absolvenții care s-au încadrat, 2 beneficiari până acum. Prima de inserție, 7 beneficiari. Prima de activare, pentru care se acordă acum în două tranșe, 500 la început și după 30 de zile încă 500, de 1000 de lei, 18 beneficiari. Prima de încadrare pentru decontarea cheltuielilor de transport, ținând cont că sunt anumite comune din zona Roman care se încadrează în planul de mobilitate, 2 beneficiari. Prima de instalare, acea de sumă mare de 12.500 de lei în două tranșe pentru cei care se angajează la mai mult de 50 de kilometri, tot pentru localitățile din planul de mobilitate, 4 beneficiari. Prima de relocare, care înseamnă cheltuielile de chirie, până la maxim 900 de lei, 3 beneficiari. Deci, asta ar fi situația operativă până acum. Sigur, pe domeniul persoanelor fizice, șomerilor, noi am reușit să facem cu bugetul pe care îl avem față la toate solicitările. Trebuie să recunoaștem că după reforma fiscală, bugetul de asigurări de șomaj a scăzut, pentru că înainte erau 0,5% la angajator, 0,5% la angajat și acum au rămas numai un singur 0,5% inclus în acele contribuții care se plătesc. Și chiar dacă fondul de salarii pe ansamblul țării și pe ansamblul județului a crescut undeva în sectorul public cu 50%, și atunci aplicăm procentul și sumele sunt mai mari, dar fiind numai un 0,5, de fapt fondurile noastre disponibile sunt mai mici oarecum decât înainte și atunci am avut într-adevăr niște dificultăți la a putea încheia convenții cu agenții economici care angajează diferite categorii de șomeri, să zic, mai defavorizați, în special la acel celebru subvenții pentru persoane peste 45 de ani. Aici trebuie să spunem odată că fondurile au fost insuficiențe, dar sunt și agenții economici care, chiar dacă legea este mai restrictivă, încearcă să abuzeze. Adică desfințează o firmă, încearcă să ia toți angajații pe altă firmă sub alt nume sau vând firma la altul și atunci să reia acea subvenție ca o suveică. Am avut și angajatori la Piatra Neamț, cineva cerea 1000 de subvenții sau ceva, să mute o firmă de la București la Piatra, deci nu putem să suportăm asemenea subvenții sau care nu sunt de fapt în spiritul legii, deci de a ajuta efectiv persoanele punctual, încearcă un fel de subvenții mascate. Dar noi sperăm în perioada următoare, ținând cont că avem câteva proiecte europene, să deblocăm oarecum situația. Deci la nivel național, Agenția Națională desfășoară, o semna contractele pentru câteva proiecte europene. Și am să vi le enumăr acum, proiecte în care Agenția Județeană implementează la nivelul județului proiectele de la nivel național. Și avem un proiect Unit 2, se cheamă Ucenicii și stagii pentru tinerii miți din regiunile mai puțin dezvoltate, care subvenționează programele de ucenicii pentru tinerii miți. La fel, Unit 4, un alt proiect unde se subvenționează ucenicia și stagii pentru șomerii non-NIT, deci nu cei care se încadrează în categoria 16-25 de ani și nu se mai află în forme de învățământ. Vă reamintesc că prin legea uceniciei subvențiile au crescut foarte mult și sunt undeva la 2250 de lei pe lună pentru fiecare ucenic, pentru cât durează programul, 12-24 sau 36 de luni. Din păcate, în județul Neamț, comparativ cu județele din Ardeal, unde, să zic eu, o cultură corporatistă mai dezvoltată, nu prea au apelat la această formă de angajare. Chiar dacă toți agenții economici se plâng că nu au forță de muncă, s-au obișnuit să primească mai ușor, adică să primească resursa umană de-a gata, să nu se chinuie să o pregătească în cadrul firmei. Și până acum în județul Neamț n-am avut decât două serii de ucenici la fabrica de ciment de la Tașca, care este o firmă cu capital străin și
tocmai aveau acea cultură corporatistă. După mai multe discuții care le-am avut la Petrotub, se pare că în ultimele discuții care le-am avut cu directorul de resurse umane, vom putea să finanțăm o serie de 28 de ucenici pe domeniul metalurgic la Petrotub, sau cum îi spune acum acelor mital. Astfel încât să spargem cumva gheața, pentru că aici fonduri sunt foarte multe venite de la Uniunea Europeană și este o formă, odată este atractivă financiar, pentru că dacă un agent economic ia 7 sau 14 ucenici și face o grupă, primește o sumă frumoasă lunar de la noi, care îi acoperă atât cheltuielile de formare, dar aproape și toate costurile salariale cu ucenicii respectiv și beneficiază de munca lor, chiar dacă ei la început au, să zic, o productivitate în muncă mai mică, dar totuși ușor, ușor, după câteva luni de în cadrul firmei, încep să producă plus valoare. Și atunci îndemn agenții economici să apeleze la această măsură, pentru că sunt fonduri mult mai multe decât pe acele clasice subvenții, unde sumele sunt limitate și nu putem acorda decât puține subvenții. Un alt proiect la nivel național este Actimob 2, în care subvenționăm din fonduri europene pentru tinerii miți acele prime care se acordă conform legii, prima de activare de 1000 de lei, prima de navetă, prima de instalare sau subvenții pentru angajatori, pentru acești tineri. Și atunci la tinerii niți pe care îi identificăm acum vom putea poate să încheiem mai mult subvenții, pentru că grosul până acum a fost pe 45 de ani. Toți agenții economici preferau să nu se încurce, să spunem așa, cu tinerii, pentru că trebuia să depună un efort cu ei să-i formeze, să-i obișnuiască pentru muncă, pentru că, într-adevăr, tinerii când ești în școală au o capacitate mai mică, să zic, de a intra direct într-un program de muncă de 8 ore cu program riguros dimineața la servici, s-o obișnuiți un pic mai liber și preferau la 45 de ani, dar să cam termină resursa umană în acea zonă și atunci trebuie să vină aici. Deci aici putem acorda subvenții. Alt proiect este proiectul Intespo pentru înregistrarea tinerilor miți, unde v-am spus s-au făcut angajările și vom începe activitatea, să zic, la altă intensitate. Până acum am înscris 610 tineri, proiectul este de aproape 4 ani, avem un target undeva la până în 5.000 la județul Neamț, deci am făcut 600 până acum, de câteva luni când am început proiectul, dar cred că cifrele vor fi mult mai mari imediat. Un alt proiect care l-am început de câteva luni este proiectul ProAcces RPPD alternativ, deci pentru aceste subvenții care v-am spus că am avut dificultăți. Într-o primă fază am avut o etapă în care Uniunea Europeană a acceptat să ramburseze cheltuielile pe care noi le-am făcut deja în ultimii ani pentru subvenții. Noi am făcut tot ce înseamnă partea administrativă, am scanat toate dosarele de până acum, le-am verificat pe cele care se pot încadra și pentru 2321 de beneficiari din ultimii ani am solicitat la rambursare sume de 10.484.880 de lei. După ce aceste sume se vor aproba, cumva fondul de șomaj se va reîntregi și vom putea să încheiem mai multe subvenții. De aceea, pe această cale, estimările noastre că vom putea să rezolvăm o parte din restanții, astfel încât în următoarele 2-3 luni cam 100 de convenții la nivelul întregului județ restante să putem să le semnăm ca să intre la finanțare. Și asta va însemna undeva pentru Roman, nu este, să zic așa, un procent neapărat pentru fiecare zonă din județ, dar undeva la 30 până în 40 de convenții să fie pentru zona Roman. Din evidențiile noastre, din solicitări, sunt convențiile care cu angajări din anul 2017, lunile septembrie, octombrie, noiembrie până în decembrie, și noi avem o evidență și invităm agenții economici cu dosare eligibile din aceste luni, precizez, deci să vină la noi, astfel încât să verificăm dacă toate actele sunt în regulă, ca să putem să încheiem convențiile restante, să le finanțăm. Deci pe cele vechi, pentru că, vă spun, au venit la Piatra, de exemplu, agenții economici care acum vreau să facă angajări. Le-am spus, întâi rezolvăm în ordinea cronologică
ce este din urmă și până vom ajunge probabil la zi va mai dura, deci, pentru că nu putem nici noi să ne aglomerăm prea mult. Deci convențiile cu data angajării din ultimele luni din 2017. Cam asta ar fi datele cele mai importante din activitatea instituției. Dacă sunt întrebări. Da, pe mine m-a interesat de ce ați schimbat de la nivel județean sau de la nivel central s-a schimbat această strategie de comunicare. De ce nu-și mai are un rol activ purtătorul de cuvânt al instituției? Pentru datele operative are, răspunde oricând. Doamna Dana Chirilă este purtător de cuvânt. Dacă aveți întrebări punctuale sau informări, nu e nicio problemă. Era vorba de acea ofertă de locuri săptămânală, pentru că noi în televiziune avem nevoie de un sincron telefonic. Nu, nu neapărat, nu neapărat, ci acolo locurile de muncă nu. Deci asta se poate da și la nivelul purtătorului de cuvânt. Directorul are de obicei rolul, mai ales pe orientările strategice, să facă comunicarea. Iar la locurile de muncă, precizez, noi am, probabil să remarc, în județ am îmbunătățit comunicarea, avem și pagina de Facebook, avem două secțiuni, locurile de muncă pe stoc toate și locurile de muncă nou comunicate, pe care noi le promovăm pe Facebook, atât pe pagina noastră, cât și pe toate grupurile din județ și impactul pe care ne-l dă rețeaua de socializare este undeva la 15-20 de mii pe fiecare postare. Deci, adică lumea citește locurile de muncă vacante direct din postările noastre și știu că dăm pe grupurile principale din Roman să distribui. Chiar dacă sunt ținute, am văzut de unii ziariști, ne aprobă publicarea și apar destul de bine. Mă mai interesează dacă există o strategie națională a agenției pentru rezolvarea acestei crize a forței de muncă care se acutizează de la o etapă la alta, după cum vedem. Cam ce și-a propus? Pentru că spunea și dumneavoastră din ceea ce ne-ați dat azi, că nu prea s-au înscris absolvenții. Eu am impresia că mare parte din aceștia deja sunt plecați peste hotare. Nu neapărat. E într-adevăr o problemă, dar care ține de factorul politic legat de nivelul indemnizațiilor de șomaj. Spre deosebire de toate aspectele care țin de recompensarea pecuniară sau subvenționarea, sau cum vreți să spuneți, a oamenilor în România, indemnizațiile de șomaj sunt singurele care nu au crescut de 10 ani. Deci nivelul este așa de mic încât nu sunt atractive pentru înscriere. Eu chiar am vorbit, dar nu ține de mine, a fost o propunere. Deci noi dacă am crește nivelul, de exemplu, indemnizații pentru tineri absolvenți de la 250 de lei, cât este acolo, la 500 de lei, nu ar trebui să mai facem proiectul european să-i căutăm acasă, că vin singur la 500 de lei. Dar, într-adevăr, noi avem, de exemplu, mulți șomeri care provin din muncă, care aveau salarii foarte bune, care nu reușesc singur să-și depășească bariera psihologică de a se înscrie la șomaj, ținând cont că șomajul este foarte mic. Deci pentru un om care provine din muncă, 375 de lei plus, să zic, la o vechime maximă, 10% din salariul lui, din media salariului, este o sumă mică, de 600-700 de lei. Dacă o persoană a avut undeva la 5-6-7 mii de lei salari, că sunt persoane, nu vine să se înscrie la șomaj la 700 de lei, pentru că e o anumită rușine a unui om când pășește pragul instituției noastre să recunoască că e șomer. Dacă, normal, Uniunea Europeană recomandă ca nivelul indemnizațiilor de șomaj să fie undeva la 40%, să compenseze cam 40% din pierderea de venit. Deci noi nu suntem acolo, suntem mult mai jos. Au fost anumite politici, nu zic pe care doctrină, care spun să ținem nivelul șomajului cât mai jos, indemnizații de șomaj cât mai jos, ca lumea să meargă la muncă, să nu încurajăm să stea, dar orice persoană se poate întâmpla la un anumit moment al vieții lui să aibă o sincopă sau o chestie care înseamnă 2-3 luni, 4 luni să fie în șomaj. Când nu-i ofer centura de siguranță, omul renunță să adreseze instituții care ar trebui să rezolve această problemă, că de asta au fost creat în principal, după aceea sunt toate măsurile active. Se pare că prin activitatea noastră primordială de a asigura redis șomaj, nu prea mai avem îndeplinit menirea. Și atunci se creează, de fapt,
acest blocaj pe piața muncii, pentru că lumea nu se înregistrează și atunci nici partea toată de mediere de, pe piața muncii, deci această tranziție totală între locuri de muncă, nu se mai întâmplă chiar cum ar trebui, pentru că renunță să mai apeleze la instituții, agenții privați care fac acest lucru merg numai pe zonele de profitabilitate și de aceea există serviciu public care merge pe toate zonele și când încearcă să rezolve problema individual, e mai greu să se pupi cererea cu oferta. Deci tu, o singură persoană, să vezi pe unde ar fi locul de muncă care mi se potrivesc mie, să caut singur, să nu știu ce. De aceea și există agențiile de plasare. Și apropo de această ofertă, analizând de la o săptămână la alta oferta pe care dumneavoastră ne-o comunicați nouă, sunt cam aceleași locuri de muncă apar. Deci ele nu se ocupă din săptămâna asta, nici păi se vede că tot timpul, deci noi avem un stoc de 1000 și avem acea secțiune, de aia am și creat secțiunea cu locuri de muncă noi create. Dacă vă uitați, avem tot timpul două postări. Astfel încât cei interesați să uite repede numai pe cele noi. Că în stoc mai greu, că avem și firme care au pe stoc de 6 luni locurile de muncă. Sau firme care țin tot timpul ofertă în confecții. El tot timpul mai are nevoie 20-30 de lucrători, dar nu-i găsește. Și asta e foarte valabil în zona Roman, unde se practică furtul de personal pentru 50 de lei între firme. Adică dă 50 de lei mai mult la salariu să-l furi de la firma cealaltă. Și undeva, deci 20% îi reînnoirea locurilor de muncă. Să credeți că această criză profundă a forței de muncă din România va determina pe angajator să schimbe și opțiunea privind modul de plată a forței de muncă, care știți că a fost ținută la acel salariu minim pe economie, orică s-a cam terminat cu... Sigur, deci sunt încă anumite bariere psihologice la patroni. Eu am avut multe discuții cu patronii și mai facem din când în când și dezbateri. Poate data viitoare, la următoarea bursă, facem la Roma, pentru că am făcut ultima dezbatere la Târgu Neamț și la bursa asta facem la Piatra o dezbatere. Nu putem, logistic, nu avem destui specialiști să ținem, să zicem, un grup de dialog la sfârșitul bursii în fiecare locație. Mulți patroni încearcă tot felul de soluții, dar să aibă același comportament de afaceri care l-au avut în ultimii 20 de ani. Și într-adevăr nu mai merge. Ușor, ușor, ei conștientizează, dar le este greu să accepte. De exemplu, mulți spun că ar aduce forță de muncă din afară, crezând că o să o plătească mai ieftin, cu toate că legislația aici impune salariu mediu, în loc să dea salariu mediu la un lucrător român. Că dacă ar da salariu mediu, nu minim, care și cel minim a crescut totuși acum, în ultima perioadă, dacă ar da mediu, mulți s-ar întoarce acasă, că nu câștigă în Italia chiar... să zic sume cu mii de euro, câștigă poate până într-o mie. Și dacă ar fi salariul mediu, ar putea să vină acasă. Și acest lucru se întâmplă în anumite domenii ușor, ușor, dar într-adevăr psihologia și comportamentul nu se schimbă imediat, puțin se orientează pe loc. Ați remarcat dumneavoastră și aveți aceste proiecte pentru tineri aceștia miți. Eu am găsit pe oferta ultimelor săptămâni cel puțin 25 de locuri de muncă de necalificați. Care sunt constant? Sunt aceiași sau sunt alții care tot apar? V-am spus, dacă sunt pe secțiunea de noutăți noi, dacă sunt pe secțiunea de stoc, sunt aceleași. Efectiv, sunt care țin tot timpul ofertă la noi. Pentru că toți speră că găsesc la nivelul salarizare minim și nu găsesc. Deci, muncitori de ajuns. Și mulți, într-adevăr, nici nu, adică ei oferă 20 și sunt mulțumiți că găsesc 5, 6, 7 oameni să-i angajeze în parteneria cu noi. Și s-ar putea nici aia să nu stea destul de mult. Domnul inginer Vasile Balcan, care este unul din cei mai mari investitori în zona privată, se plângea că a încercat să-și formeze forță de muncă în colaborare cu liceul Ionescu de la Brat, că le-a plătit școlarizarea și la sfârșit, din cauza legislației, asta nu i-a putut împiedica să-și ia zborul spre străinătate. Da, într-adevăr, nu, legislația nu prevede în multe cazuri niciun fel de sancțiuni pentru tineri, mai ales când se fac cu anumite fonduri publice sau pe legislația publică lucrurile astea. Este efectiv ce propunem și noi prin legea uceniciei, dar atunci avantajul că îi aducem de la început în firmă
Și patronul, dacă chiar știe să se poarte cu ei, într-adevăr poate să facă ceva. E și o problemă, într-adevăr, pentru că generațiile care vin sunt mult mai puțin educate în spiritul muncii, au alte priorități. E foarte greu. Noi simțim pe pielea noastră, deci la agenție, când facem cursuri cu noile generații, pentru că avem un nivel din ce în ce mai scăzut. Legat de dorul de muncă. Exact, asta este. Și e foarte greu. De exemplu, eu mi-aș dori personal ca băieții să facă din nou măcar 6 luni de armată. Ca să înveți măcar programul, și, pentru că îi scotea altfel perioada respectivă. Vorbind de o criză a forței de muncă, știm foarte bine cu toții că sunt sute de mii de români care trăiesc din asistența socială în momentul ăsta și că aceste târguri, burse ale locurilor de muncă, deși participarea este mare, s-a fost situația în care primarii să-i oblige pe oameni să vină la bursa locurilor de muncă, oamenii aceștia se întorc fără să ocupe un loc de muncă. Deci există, forța de muncă există, nu doresc să muncească. Întrebarea mea este, că trebuie să fie și o întrebare, dumneavoastră știți punctele fierbinți ale șomajului din județ? Da. Merge cineva de la agenție să-i concilieze cu oamenii ăștia, să le explice de ce e bine să muncească, să se angajeze și să... În măsura în care avem capacitatea logistică de a face asta, noi facem, dar resursele noastre sunt destul de limitate. Suntem numai 44 de angajați. La un moment dat, la agenția cu 10 ani, erau 129 și aveam un sectorul de consiliere mult mai puternic. Am mai multe răspunsuri pe care noi încercăm să îmbunătățim situația. Odată am schimbat la bursă, cu ocazia bursii de la Târgu Neamț, acum pentru romi, un pic sistemul de organizare a bursii. Pentru că, într-adevăr, aveam mulți vizitatori din muzeu la bursă. Veneau, bifau la noi, treceau, se uitau pe la standul și plecau. Acum primesc un formular cu firmele. Deci am testat acum la Târgu Neamț. Bine, am avut și puține firme, dar vom găsi o metodă administrativă și când facem bursa mare. Și fiecare trebuie să se întoarcă cel puțin cu 3 semnături de la standuri, că au fost și au lucrat. Și la semnături îi spune, a refuzat sau nu știu ce. Și de exemplu la Târgu Neamț, chiar dacă suntem la ajutor social încă pe legislația veche, că nu erau cele 60 de zile, știți că acum legea spune că dacă refuză un loc de muncă, îl scoatem pentru un an de zile de la ajutor social. Până acum era la 3 refuzuri și nu preciza perioada, adică îl scoteam și el după o lună depunea dosarul din nou. Adică eram într-un mic război de ăsta. Și pe legislația veche, la Târgu Neamț, 6 au luat 3 refuzuri. Și am avut, că noi trebuie să respectăm cauzele administrative, prevederile, că altfel ne dă în judecată dacă îl scoatem fără. Și am avut cazuri în care deci am suspendat ajutorul social. Acum va intra în vigoare legea nouă și numai la un refuz. Ținând cont de cum am îmbunătățit sistemul administrativ, să nu mai mergă ca la muzeu, să treacă, să chiar să vedem că stă și discută cu patronul și patronul, dacă vede că ăla nu vrea, îl trece în căsuța cu a refuzat. Și atunci, cum a venit la noi cu... La urmă corectăm toate aceste fluturașe care îi dăm lor, îl scoatem din plată. Există și un follow-up, adică dacă el spune acolo că vrea să meargă la muncă, dar a doua zi nu se mai duce la firma respectivă, cum vă comunică? Păi da, noi facem trimitere, repartiții, cum facem noi. Și, dacă, și pe repartiții, dacă el, dacă nu s-a dus cu ea, e tot ca la o refuz că nu s-a dus, dacă s-a dus, îi scrie patronul pe formular, nu vrea. Da, și, deci îmbunătățim sistemul oarecum. Nu va fi nici acum perfect, că tot timpul soluții găsesc românii la orice. Avem, deci, odată, facem aceste burse. Dacă vor mai multe primării sunească, că pentru una poate nu e tot timpul relevant, sau, de exemplu, dacă, dau un exemplu, vrea cel de la Văleni să facem acolo o bursă și nu avem niciun loc de muncă acolo, numai așa să... Acolo, de exemplu, am vrut să facem odată un curs, dar până la urmă patronul care deschidea o secție de confecție acolo s-a răzgândit pentru ei. Vom încerca, poate, să depunem și proiecte europene pe zona asta de sărăcie extremă, să facem ceva lucruri. Sunt și niște deficiențe legislative aici care se bat cap în cap. De exemplu, poate știți că la Inspectoratul Teritorial de Muncă foarte greu să mai acceptă cu contractele cu timp parțial. O realitate care ne-o spun și mulți patroni în mediul rural, cel puțin pe la anumite segmente de populație de la ajutor social, cei care, după ce se ridică mira, cum se spune, mai beau un rachiu, mai nu știu ce, îți bun de muncă până la 12.
Noi am încercat să facem ceva cu ei, să reușim să-i folosim în câmpul muncii atâta cât pot. Pentru că trebuie să ținem cont că capacitatea de muncă a multora, cel puțin după o vârstă, este diminuată. Dar dacă legislația acum nu mai vrea decât contract cu 8 ore, patronii spun. Eu l-aș lua câteva ore, că până la 12 mai fac ceva, dar după 12 nu mai fac. Dar cel de la ITM, dacă îl prinde că l-o țină cu 4 ore, îi face ceva sau ați înțeles. Sunt anumite lucruri care încă nu sunt rezolvate. Da. Vreau să vă rog dacă vreți să enumerați care, dacă puteți acum, care sunt stimulentele pentru angajare și care e valoarea lor. Și cine încasează, dacă angajatorul sau angajatorul? Sunt diferite și pentru angajatorul, dar astea sunt deja legislații. Vă furnizez de la mass media, efectiv toate, noi le avem și niște pliante. Sunt vreo 20 să le citim acum pe toate. Noi le-am expus la conferința de presă că nu a apărut legislația cu un an și ceva. Da. Deci, da, ca idee. Da, e interesant de repetat, că noi facem și comunicare. Comunicări periodice, o să mai facem probleme acum, ținând cont că o să mai avem ceva fonduri cu ele, de exemplu, pe anumite subvenții nici nu puteam să fac promovarea cu 5 luni, când eu n-aveam în buget bani să închei convenții, știi, faci promovare la ceva care nu poți să vinzi, ați înțeles. Dar de ce sectorul bugetar nu publică locurile toți al dumneavoastră? Nu, legislația ține la funcția publică sau la regulamentul de organizare a concursurilor este site-ul de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, unde se publică posturile pentru sectorul public și reguli de transparență și comunicare pe site-urile instituțiilor respective. N-au obligația să pună la noi decât agenții privați. Anumite locuri din sectorul public, cele contractuale, unele unitățile publice, dar benevol, de exemplu, unele spitale, dau la noi, dar deci nu au obligația. La restul noi putem să dăm amenzi. Noi n-am dat amenzi aproape niciodată pentru faptul că n-au comunicat locurile de muncă vacante, în sensul că tot timpul am încercat să avem o relație de colaborare win-to-win cu angajatorii și să vină cu deschidere singur să le publice și în principiu așa se întâmplă, rar. E câte o situație când nu comunică locurile de muncă. Iar când nu comunică, se izbesc singur de efectele legii, pentru că dacă nu comunică locurile de muncă, face angajarea și persoana respectivă ar beneficia de subvenții, dar nu trecut prin sistemul nostru, nu beneficiază de subvenții. Și am avut cazuri. Și a doua oară o ținut minte că fără să-i dăm amendă, că trebuia să vină la noi. Din discuțiile care le-am avut cu oameni din unități administrative din Ardeal, da, a reieșit că, de exemplu, la IUD au spus că dacă ar avea 1500 de oameni, le dau casă, masă și salariu și angajează în secunda 2, că au unde. Da. Există o colaborare între unitățile din județe diferite, care special dumneavoastră, de exemplu, au nevoie de oameni acolo? Deci noi am, locurile de muncă sunt odată și la nivel național consolidate, da, în site-ul Agenției Naționale. Adrese, de exemplu, cum ar fi de la IUD, nu, la IUD, de la alt oraș, am primit oferte și au fost la un moment dat, acum vreun an de zile, publicate la noi. Mai sunt cazuri, dar cazurile se văd efectiv în acele primii și de care le acordăm, care sunt 7 cazuri, 4 cazuri care beneficiază de noi, care se mută în alt județ al țării ca să beneficieze, să se angajeze. Sau din sistemul de repartiție mai face. Dar fenomenul, să zic, de mobilitate există, e încurajat de agenții pe anumite politici, dar nu are un nivel, să zic, semnificativ și de asemenea nici ecarturile, diferențele salariale nu sunt chiar așa de mari între județe, astfel încât omul să fie motivat neapărat odeauna să mute. Se mute de obicei mai mult când e și o chestie familială, unul din soți îl trage și pe celălalt într-un anumit loc. Sau mai multă atractivitatea spre orașele mari, care într-adevăr există. Încă două chestiuni. Cât v-a scăzut bugetul de asigurări? Undeva la 20%, să spunem. Da. 20%. Da. Acum, bugetul este acum, ținând cont că s-a micșorat, este echilibrat și din bugetul național. Ținând cont că s-au diminuat toate contribuțiile. Da, dar se simte că este mai mică pe toate capitolele de cheltuieli sau, de exemplu, pe partea de cheltuieli curente, este acea condiție anul ăsta să ne încadrăm într-o limită cu 10% mai mic ca anul trecut.
Și ne încadrăm, cu toate că bugetul am primit mai puțin, nu cu 10%, mai puțin, cu 20%. Și încercăm să ne încadrăm, cu toate că unele lucruri, cum combustibile sau încălzire, au crescut. Programul ăsta care e pentru ucenici, mi-a spus la un dat că pe grupe de 7, pe 14, dar zic, dacă un antreprenor vrea 2 ucenici, poate apela la el? Sigur, deci și pentru unul. Problema e că în momentul când tu vrei să iei numai un ucenic sau doi, de obicei nu poți să deschizi un program tu intern. Apelezi la un furnizor de formare, sunt pe piață. Da. Dar furnizorul respectiv îi cere niște bani lui ca să vină. Furnizorul, de exemplu, poate să facă un curs de 360 de zile în 2 luni jumate, care e echivalent cu un program de ucenicie de un an, să-și ia banii pe cursul respectiv cât să plătești un curs 1000 de lei, 700 de lei pentru o persoană, ceva de genul ăsta. Își face profitul și cu asta basta. Să vină la el, la firma respectivă, care ia un ucenic, ca să facă orele alea care sunt întinse pe un an de zile, odată 2 ore, odată 4 ore, cum se autorizează programul, nu e rentabil. Sau îi ceri prea mulți bani și atunci subvenția mea nu mai e atractivă. Dacă faci odată, eu de-aia am zis 7 sau 14 sau 28. De exemplu, la Petru, tu faci cu 28 odată. Îi trebuie un lector la teorie, pentru o parte 120 de ore, de exemplu, sau depinde ce program are, și 240 de ore de practică, care trebuie să aibă 2 maestri instructori, unul pentru 14 oameni și unul pentru 14 oameni. Când faci calculul economic, la o firmă mare care, de exemplu, poate să-și găsească lectorii, să aibă intern, să autorizează el și face programul lui, acei lectori predau cât îi de predat, restul muncesc în producție, tot la el. Sau când îți la practică, de fapt activitate productivă, dar el are și sarcină să-i supravegheze, să-i îndrume pe ucenici. Vede cât îl costă diferențele salariale, stimulente în plus pentru oamenii respectivi care îi plătește formatorii și câți bani îi rămân la 28 ori 2250. Și din suma aia poți să faci ceva și iese pe plus. La 2 oameni nu iese pe plus. Ținând cont că are și niște costuri administrative, adică el, unul de la contabilitate, la resurse umane lunar, trebuie să-mi prezinte rapoartele de activitate, să vină cu cererile de rambursare, cu hârtii. Și nu rentează, de asta am zis, nu de altceva. Dar teoretic poate să facă și pentru unul. Spuneți, în firmele astea de plasare a forței de muncă, că sunt foarte multe care activează, sunt obligate să comunice recrutarea de personal și la dumneavoastră să se înscrie? Firmele de recrutare se autorizează în principiu de ITM, nu de noi. Sunt anumite firme care prestează servicii similare cu noi pe piața muncii și pentru acele persoane pentru care prestează servicii sunt obligate să comunice la noi. Și comunică de obicei, dar sunt undeva la 20 de firme autorizate, dar să știți că nu prea sunt din zona Roman, mai mult din zona Piatra și câteva din zona Târgu Neamț. De obicei, genul ăsta de firme care sunt autorizate pe servicii pe piața muncii încearcă să lucrează de fapt numai când sunt proiecte și încearcă să intre în anumite proiecte europene, în asociere sau să presideze anumite activități. După aceea mor, adică impactul lor efectiv real pe piață, în perioadele normale de piață, nu există.